Înregistrarea pe care o vezi a fost făcută în sectorul 4, cred că la intersecție Luică cu Giurgiului. Acest ciobănesc belgean malinois, liber, fără lesă pe trotuar, este rechemat de stăpânul său. Iar când câinile vine, dând chiar din coadă, primește o dublă recompensă din partea stăpânului, pentru că stăpânul îi dă de două ori cu lesa peste bot. După care câinele este lăsat liber să plece în continuare în față, pe trotuar, fără lesă. Iar în spatele câinelui își continuă desigur plimbarea agreabilă pe străzile Bucureștiului și respectabilul stăpân al acestuia pe care îl vezi aici. Sunt sigur că poliția în urma sesizării va acționa. Dar dacă tu ai câine și nu ești respectabil, că el ține cont de aceste două lucruri. Dacă vrei să-ți plimbi câinele, este și o obligație legală, dar este și pentru siguranța lui, chiar dacă ai un câine foarte bine educat și dresat, să-l ții pe lesă, da? În lesă. Există lese fixe, există lese retractabile chiar până la 10 metri, cu care poți să-i dai acea libertate pe care ți-o dorești câinelui tău, având însă și control asupra lui. A doua lecție este că niciodată, dar niciodată, atunci când câinele vine la tine, nu-i da două lese în cap. Ce crezi că se